Anul 2023 a fost bogat în proiecte pentru administrația locală din Libling. Primăria a câștigat și demarat o serie de proiecte. Multe dintre acestea au fost finalizate, iar cele începute în 2023 se vor încheia în acest an. Primăria Libling a investit atât în comună cât și în localitățile aparținătoare. Am avut proiecte pe Angel Sanini, asfaltarea tuturor străzilor din satul Cerna, decolmatare șanțuri și facerea la intrării la fiecare imobil, adică la fiecare locuință. L-am primit finanțare, am ținut licitația, câștigătorul a fost o firmă, operatorul respectiv a semnat contract cu mine de lucrări, cu instituția care o reprezint și urmează să se demareze lucrarea. Se pare acum de la începutul martie, încălzindu-se vremea, că încep, chiar m-am dus cu inginerilor de specialitate să le arăt locația unde să depoziteze piatră, pentru că sute de tone de piatră în prima fază. Pentru ce, ca să știți, să le spun și la cetățenii de la Pietra, să face terasamentul și acostamentele laterale, adică să pune, să profilează, să sapă, să... sunt mai multe procedee tehnologice. Printre proiectele câștigate în 2023 se numără și implementarea pistelor de bicicletă pentru locuitorii din Libling.